Starea de alertă s-a prelungit pentru încă 30 de zile, astfel activitatea culturală se va desfășura în limita restricțiilor impuse, accesul în sălile de spectacole fiind permis doar persoanelor care prezintă certificatul verde de vaccinare, iar numărul de persoane este redus la 30% din capacitatea sălii. Începând de luni, se vor relua cursurile de dans modern popular, se vor desfășura expoziții de artă, cunoscuta gală de premiere desfășurată cu ocazia Zilei Palatului Cultural Teodor Costescu, Târgul de Crăciun și multe alte proiecte interesante. Guvernul a prelungit starea de alertă pentru încă 30 de zile. Astfel, Palatul Culturii Teodor Costescu își va reîncepe activitatea printr-o serie de evenimente artistice, fiind respectate restricțiile impuse de autorități. Se propune ca accesul în instituțiile muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de spectacole sau concerte, școlilor populare de arte și de meserii, precum și evenimentele culturale în spații închise sau deschise, să se facă pe baza certificatului verde, iar numărul persoanelor va fi redus la 30% din capacitatea sălii, purtarea măștii de protecție fiind de asemenea obligatorie. La nivelul municipiului Drăbătat Turnu Severin s-a desfășurat deja primul eveniment artistic, și anume Gorjfest, o expoziție de arte vizuale, urmând să fie reluate și cursurile de dans și multe alte proiecte cu tradiție în această perioadă. Odată emisă hotărârea de guvern privind restricționarea datorită pandemiei activităților, limitarea la 30% participării în sala de spectacol, noi ne așteptam la această măsură, suntem obișnuiți să negociem cu aceste restricții absolut justificate, deoarece avem experiența aceasta amară a anilor trecuți și anul trecut și anul acesta. Deci, ceea ce nu ne împiedică să privim cu optimism și încredere atât prezentul în ceea ce privește mișcarea artistică și manifestările de gen, dar și perspectiva anului viitor. Astfel, noi începând de luni reluăm cursurile de dans, dans modern, dans popular, cu instructorii noștri autorizați, niște cursuri care au bucurat foarte mult pe cei mici, dar și părinții și bunicii. Deja am pornit seria de vernisaje și de expoziții de arte vizuale și se bucură de succes. Sala Angel găzduiește această expoziție extraordinară a Gorjfestului cu 40 de lucrări internaționale. Suntem într-un proiect foarte interesant de dimensionarea castelului de apă. Pe data de 19 vom deschide spațiul Hub, care este un spațiu interactiv pluridisciplinar, unde oamenii creativi, dar și școlile, elevii, se pot întâlni și pot să împărtășească idei, proiecte, pot să lucreze. Va fi interesant și vă invităm vinerea viitoare. Peste încă o săptămână, pe 26, vom face gala Palatului Culturii Teodor Costescu, unde vom acorda premiile anuale, premii pur culturale. Vom avea o expoziție Severinul de Odinioară foarte interesantă. Și luna noiembrie se va încheia sub aceste auspicii. Luna decembrie o vom consacra organizării Târgului de Crăciun și Orășelului Copiilor, ca niște oaze de bucurie pentru noi toți, în special pentru cei mici, pentru părinți, pentru bunici. De asemenea, în apropierea sărbătorilor de iarnă se va organiza mult așteptatul Orășel al Copiilor, în cadrul căruia cei mici, părinții, bunicii vor putea admira spectaculoasele lumini și decorațiuni de Crăciun înconjurați de o atmosferă ca de poveste, cu multe colinde și preparate cu specific.